Bună seara, bun găsit la Fotbal Loc. Suntem la capătul unei zile cu foarte mult fotbal de calitate pe programele Loc. Au fost și două partide din Liga 1. A fost ziua Craiovei. Astăzi două meciuri au jucat echipele din Craiova. Zero goluri însă în dreptul celor două și tocmai s-a încheiat meciul Craiovei lui Reghe, cam de la Arad, victorie pentru UTA. Surprinzător, aș spune, pentru că după acel 3-0 părea că și-a revenit Craiova lui Reghe. Însă, iată, vine din nou un eșec. Să vedem reacțiile după acest joc. Vedem și clasamentul, o să vorbim și despre ce s-a întâmplat prin Europa, pentru că s-au reluat campionatele tari și ne bucurăm din nou de fotbal, spectacol. Și au început așa, echipele mari au început așa cum trebuie campionatul. Mirel Albon cu mine, bună seara! Bună seara! Meciul ăsta, cum ți-a părut, Mirel? O victorie a UTA-i, cea mai mare victorie pe noul stadion pentru UTA. N-a mai învins o forță de când s-a făcut stadionul. Cum ți-a părut meciul? Un meci bun, un meci interesant, cu un ritm foarte bun, o primă repriză foarte echilibrată, cu multe faze de poartă, cu o UTA agresivă, uneori chiar peste limitele regulamentului, dar cred că era șansa lor, dacă jucau elegant și... Acum eu provin din fotbalul feminin ca antrenor, dacă jucau ca și domnișoarele, nu cred că aveau șanse, pentru că chiar dacă au pierdut, mie mi se pare că Universitatea Craiova cu Reghe în camp joacă un fotbal mai bun decât o făceau cu Zunidis. Clar, Laurențiu a venit și s-a adaptat mult mai bine fotbalului românesc, cunoaște mult mai bine jucătorii, a impus al ritm, le valorifică calitățile. Din păcate pentru ei astăzi, la un moment dat s-au stins și mai ales nu au avut reacție după gol. Au avut o singură ocazie mare, șutul lui Fedele pe lângă poartă, după care au început cu mingi înalte, cu mingi scoase la margine și cu centrări. Este greu să dai gol cu capul în fața unor fundași cum are UTA în acest moment. Mai ales că nu mai era Colici acolo la... Da, dacă era Colici, probabil că era altceva. Da. Oricum, aș remarca faptul că Marković a arătat încă o dată că este un talent, că este un jucător cu un potențial imens și cred că dacă îi se dă șansă în continuare și este ajutat să crească, poate să ajungă un vârf important, poate chiar și pentru echipa națională. Da, interesant. Foarte tânăr acest Marković. Haideți că o să începem să luăm reacții și apoi, sigur, discutăm toate fazele importante și fazele astea litigioase. Cred că au fost ceva greșeli de arbitraj. Antal. Liviu, o victorie muncită, o victorie importantă pentru voi, o singură înfrângere în acest sezon. Care sunt obiectivele acum clare? Bună seara! Da, o victorie muncită și cred că meritată până la urmă, pentru că am făcut un joc bun, o determinare bună a echipei, iar acest lucru s-a văzut. Bineînțeles, ne dorim să ne clasăm pe un loc cât mai fruntaș. Nu avem un obiectiv clar, dar, cum am mai spus, tot timpul ne dorim să câștigăm fiecare meci, să luăm fiecare meci în parte și să obținem maximul din el. Ai apucat să te uiți la Piliaceli, l-ai văzut ieșit, ai marcat totuși cu capul de la vreo 14 metri de poartă. Da, sunt momente foarte, foarte scurte. Când ești în fața porții, ai tenița de a da la poartă. Deci nu pot să spun că am mai exersat-o sau pur și simplu de pe moment ceea ce-ți vine să faci în acea fază. FCSB v-a egalat în prelungiri, pe Universitatea Craiova ați reușit să o învingeți acasă. Vă depuneți candidatura pentru play-off în acest sezon? E devreme să vorbim despre play-off. Cum am spus, trebuie să luăm fiecare meci în parte, să obținem maximum și ceea ce ziceai tu că ne-a egalat Steaua în ultimul minut, cred că am învățat din acele greșeli și acum suntem puțin mai atenți și, bineînțeles, mai puternici. Și asta ne și dorim, ca de la meci la meci să fim mai puternici și mai inteligenți. În sezonul trecut, fără suporteri, UTA pierdea meci de meci aproape pe teren propriu. Acum e altceva? Bineînțeles, ați văzut și dumneavoastră ce atmosferă frumoasă avem. Țin să le mulțumesc pe această cale suporterilor și tuturor care ne susțin la fiecare meci. Este foarte important pentru noi, pentru că ne împing de la spate, dar acest lucru s-a văzut și astăzi. Mulțumesc! O seară bună! Da, Antal, a dat astăzi un gol antalogic, dacă putem să spunem așa. Nu?
Frumos golul. Foarte frumos. Toată acțiunea a fost frumoasă. Aș remarca faptul că tot a pornit de la faptul că Hora a vrut să dea o pasă din prima și a ieșit o preluare perfectă. Și de acolo s-a de... Uite aici, înainte de această pasă a fost acea preluare. Aha. Da, când el voia să paseze și a ieșit această fază. Foarte surprinzător, Antal, care nu este un jucător deloc înalt. Asta, da, de lângă Screciu și Găman. Cum dă el cu capul acolo? Dă cu capul. De asemenea, mi se pare plasament greșit al lui Piliaceli. Da? A, interesant. Da. Piliaceli, dacă stă pe linie, o scoate asta. O scoate, nu? Ușor, sau dacă împinge mai bine în picioare. Piliaceli, un portar cu un joc de picior absolut excepțional, însă aici, la anumite situații, când mingea vine pe sus, are probleme. Corect. Am mai luat, zic eu, Craiova goluri din cauza lui. Nu cred că Lazar... E și mic. Cred că Lazar ar fi primit un asemenea gol. E un punct de vedere. Crezi, da? A, uite, vezi că și asta e o poveste. S-a vorbit mult despre cine trebuie să stea în poartă. Sunt și discuții acolo, Piliaceli pleacă, nu mai pleacă. Ciudat. Mă gândeam în perspectiva echipei naționale. Acum pe cine mai chem? Nu mai poți să-l chem pe Lazar. Păi n-ai cum, că el nu apără la echipa de club. Îl chem pe Iacob, poate de la UTA. Da, care și astăzi a făcut un meci bun. Da, să vedem ce spune Bancu și apoi vedem o fază, cred că trebuia vina Roger. Bună seara. Nicușor, aș vrea să începem cu acea fază din prima repriză, la acel contact. Ce s-a întâmplat mai exact? Dar asta s-a întâmplat. Mi-a dat dintele în jos, trebuie să merg acum la, să fă repar dintele. Nici nu pot să vorbesc corect. Dar cu ce că n-a fost nimic. Cu ce te-a lovit? Cu ce m-a lovit? Cu cot. Cu ce să mă lovească? Doar nu cu picior. Deci a fost o lovitură cu cotul. Ah, exact. Și se vede foarte clar. Și stui și jos. Am dinții făcut praf. Și arbitru spune că nu e nimic, că e lovitură, e barieră pusă și protejează mingea. Unde protejează? Eu nu înțeleg asta. Trebuie să facem neapărat ceva cu arbitrajul. Incredibil așa ceva. S-a simțit așa un meci cu o încărcătură aparte. Oare de ce? Păi de ce? Din cauza arbitrajului, cred. Pentru că a întărtat ambele echipe. I-a lăsat să joace foarte dur. Tot timpul ne călcau, ne loveau cu cotul. Noi dacă facem ceva, imediat primim 5 etape suspendare. Păi ei nu primesc decât galben și gata. Mergem mai departe, că așa se întâmplă mereu în România. Eu când am avut piciorul rupt, ăla cel care mi-a rupt piciorul a primit o etapă suspendare. Eu când am dat cu mâna și l-am lovit pe cel de la Botoșani, l-am primit 3 etape suspendare. Nu înțeleg cum e pedeapsa asta. Pentru unii e așa, pentru unii alții cu altcumva. Eu nu înțeleg. Dar simți că e o tentă împotriva Craiovei? Nu știu dacă este o tentă, nu știu ce se întâmplă, dar numai pentru noi se întâmplă asta. Cum a fost în teren? S-a simțit așa, o tensiune? Adică s-a jucat destul de dur, poate și atmosfera din tribune? V-am zis mai devreme de ce. Ei au jucat foarte dur. Dar asta n-a fost fotbal, a fost altceva. E o presiune a rezultatelor la Craiova, obișnuiați cu alte începuturi de campionat? Păi este, da, normal. Când nu câștigi, tot timpul este presiune. Lumea vrea să câștigăm meci de meci. Noi nu putem, se vede că de la meci la meci suferim. Am făcut un meci bun etapa trecută, dar acum iar nu am arătat foarte bine. Nu înțeleg ce se întâmplă. Avem și mulți accidentați. Nu putem să ne revenim așa repede. Cum e cu Laurențiu Regencamp? A reușit să-și impună stilul? Simți că reușește să implementeze ceea ce își dorește la echipă? Da, el vrea să implementeze ceva, dar atâta timp cât jucătorii se accentează, după aceea vin alți noi, este greu și pentru noi să ne acomodăm cu ceilalți care vin în locul celor vechi. Și de aceea se creează și anumite tensiuni și nu ne este jocul de fiecare dată. Putem vorbi de o criză la Craiova în momentul de față sau e prea mult spus? Nu știu dacă este o criză. Sunt câteva meciuri mai proaste. Eu zic că o să ne revenim, chiar dacă este început de campionat. Sunt multe etape până la final, dar trebuie să ridicăm capul și să mergem mai departe, pentru că vine meciul următor și trebuie să câștigăm. Mulțumesc! Tună și fulgere, iată Bancul la declarații pentru acel cot în figură primit și cam dăm dreptate, a sosit și Laurențiu Regencamp la interviu. Scurtă pauză, dar revenim foarte, foarte repede.